Până dimineața făceam o probă de cameră, că tot e foarte dimineață și încă sunt în pijama. Nu mi-am terminat încă toată rutina de skincare, dar am spălat pe față și m-am dat cu două facial misturi, unul cu apă cu trandafir și sprayul acela de la Sum de pe Glorious. Pe Glorious încă văd că sunt lucrări. N-am mai avut timp să o întreb pe Rena ce se întâmplă cu site-ul, dar sper să-și revină curând. Aș vrea să mă spăl și pe păr. Și să profit de ocazia asta să vă vorbesc un pic despre ceea ce fac eu pentru păr și să demistificăm niște lucruri. În primul rând, părul pe care îl vedeți acum, în acest moment, a fost spălat acum 2 zile. Eu așa mă spăl la 2-3 zile. Acum, cum îl vedeți, este într-o formă proastă. Așa arată părul meu într-o formă proastă. Și chiar și într-o formă proastă, în care volum, în care o semi-ondulă. Adică nu am ce să vă ascund, sunt oameni cărora că le stă părul bine, în mod natural, adică necoafat nimic, le stă așa. Am fost de mic o persoană cu părul foarte des, atât de des încât părinții mei tot timpul m-au tuns foarte scurt. Eu n-am avut niciodată părul lung când eram mică, n-am fost una dintre acele fetițe cu codițe. Am avut o perioadă foarte scurtă de fetițe cu codițe, un pic în clasa a doua, un pic în clasa a patra, parcă un pic în clasa a opta, da, pentru că când am fost la examenul de admitere la liceu, aveam păr așa până aici la, cum era Oana Sârbu în filmul Liceenii Rock and Roll, parcă, sau ceva de genul, sau într-unul din filmele Liceenii. Iar m-am tuns în liceu, m-am tot tuns, așa, pentru că efectiv mă obosea enorm spălarea lui și întreținerea lui, iar din facultate am hotărât că nu mă mai tund. M-am mai tuns un pic prin anul 1, la un moment dat m-am tuns în anul 3, dar un tuns așa mai până aici și apoi am zis se fini. Și din acel moment am lăsat doar părul lung. Cea mai mare lungime pe care a avut-o părul meu, cred că a fost undeva cam până aici. E în tendință, o se duce așa. Deci nu, trebuie să ajungă cam până aici. Și des a fost mereu foarte des. Deci eu așa m-am născut. Eu și dacă mă spăl cu săpun de casă, că mă spăl cu asta, el ca desime este la fel. Ca, în schimb, ca aspect, ca eu să pot să mențin un aspect frumos, hidratat, nu cum este acum după 2 zile care nu au fost spălat și na, care am avut și treabă, ba l-am prins, am avut ba treabă în casă, ba lucru, ba eveniment cu un client, ba tot felul de chestii de genul ăsta. Adică am ieșit cu el și în frig și în așa. Astea, da, asta trebuie să mențin un păr care deja vine de la rădăcină cu tot ce trebuie, trebuie să-l mențin cu un șampon hidratant, cu balsam. Ceea ce pot eu să vă spun este că încă din liceu, de când am descoperit produsul balsam, pentru că pe vremea Ceaușescu așa ceva nu exista, imediat după, la fel, nu. Primul balsam de păr pe care mi l-am cumpărat a fost de la Vela. Era singurul balsam de păr pe care îl găseam, aveam un fel de consignație lângă blocul nostru, ca păruseră, ca ciupercile după ploaie. Și erau acolo șampoane scumpe, balsamuri scumpe și nu știu ce, și am fost și eu și mi-am luat întâi șampon Vela și apoi mi-am luat ăsta cum se cheamă, balsam Vela. Și tot după ce am dat bacalaureatul, înainte cred că de a merge la admitere la facultate a doua oară, nu mai știu, nu mai țin de când m-am făcut blondă, la 19 ani, asta mi-aduc aminte, și de atunci sunt doar, mă vopsesc blond. De-a lungul vieții, așa dacă mă gândesc până astăzi, în 90% din cazuri m-am vopsit doar acasă cu vopsea de supermarket, în 10% din cazuri am apelat și la stiliști. Au fost niște ani când mergeam destul de des la coafor, da puțin, în special când lucram în mediul corporate și eram supraîncărcată de muncă, astfel încât îmi programam coaforul seara sau în weekend și mă duceam să mă și vopsesc, să mă și coafez, ca să fiu gata pentru luni de obicei. Deci mergeam să mă coafez,
duminică, în cursul zilei de duminică sau uneori sâmbătă după amiaza, ca să-l am un pic și sâmbătă seara, că știți, un păr coafat la coafor ține 2-3 zile foarte bine, mai ales dacă este făcută coafarea cum trebuie, că și astea sunt niște detalii. În rest, nu am luat niciodată suplimente speciale pentru păr, nu cred în așa ceva. Cred în alimentație care să te ajute să-ți menții părul și cred într-un stil de viață care să te ajute să-ți menții părul. Atenție, să-ți menții. Deci dacă tu te-ai născut cu părul rar, am în familie cazuri de femei care au părul rar și au pus fetele astea și nu știu ce nu și-au pus în păr, tot așa a rămas. Apoi, mai târziu, când am citit și eu atâtea lucruri despre piele și așa, m-am dat seama că nu ai ce să faci. Dacă foliculii tăi piloși aici sunt dispuși la distanță, numai Dumnezeu poate să facă o minune să mai apară aici, colo, niște lucruri sau să faci implant de păr. Implant de păr, eu am auzit prima dată de implant de păr eram în facultate și am avut la un moment dat un iubit care avea foarte mulți bani și a fost în străinătate și a pus implant de păr. Așa. Dar era ceva extrem, extrem de rar și nu oricine avea acces la chestia asta. Și oricum era ceva, adică țineai secret chestia asta dacă o faci. Nu știa toată lumea că tu ți-ai pus implant de păr. Eu am rămas atunci fascinată când am auzit chestia asta. Și asta vreau să vă spun, că dacă ai părul rar de la natură, la fel, dacă ai părul fără volum, deci tu ai părul ăla, dacă bănuiesc că sunt printre voi, cu firul acela foarte moale, care nu are, este tot timpul moale și ușor, adică părul ăla chiar e hidratat, așa, și ulei, parcă ușor uleios, dar nu fără a fi gras, adică este foarte mătăsos, e ca mătase, așa, mătasea nu are volum, dar mătasea cade pe tine, o rochie de mătase nu e ca o rochie de voal de la creponat sau mai este organța, cred că organța, cred că stă creponat așa pe tine, pe când o mătase stă, dacă iei o bluză de mătase, stă pe tine așa, știi? La fel, deci nici astea, persoanele astea nu au ce să facă, pentru că am avut o amică care pentru banchetul de clasa a 12-a a stat 48 de ore cu bigudiuri în cap, pentru că și-a dorit enorm, enorm. Și a dorit și ea să aibă părul creț, părul ondulat, în ziua de banchet de clasa a 12-a. A mers înainte, a făcut nu știu câte probe, a încercat toate tehnicile de încrețofolire a părului, inclusiv cu tehnica de permanent. Nu ieșea, adică ieșea o oiță, așa. Atenție, fata, știind care problemele astea, a început de prin clasa 11. Era foarte preocupată de felul cum arăta. Și până la urmă mi-a spus că a găsit o coafeză care a găsit această metodă să stea 48 de ore cu niște, atenție, bigudiuri de metal pe care din când în când le încălzea cu fion ca să dea firului de păr încă modelarea din căldură. Bun. Și a spus că într-adevăr la banchet i-a rezistat părul undeva spre 2 ore jumate, adică ea la începutul a ajuns și ea ondulată, după care i-a stat așa frumos, a zis că după 3 ore deja se plăștise, deși cum a spus biata fata, ci că băi, dacă mă crezi, m-am ținut, nu m-am dus nici la baie, n-am stat lângă persoane care să fumeze, nu știam ce să mai fac ca să-mi stea părul impecabil. Da. Așa că ce aș vrea eu să vă spun ca, și ca intro, ca introducere, deși am cred că deja introducerea a ajuns la 8 minute, 9 minute. Este așa, dacă tu te-ai născut, ești cu un păr rar, des n-ai să-l poți face. Dacă ești cu un păr extrem de lins, creț n-ai să-l poți face sau cu un creț chinuit. Dacă ești cu părul foarte creț, poți îl chinui cu placa la infinit, cu tot felul de instrumente să-l întinzi. Însă îl vei deteriora, adică dacă faci chestia asta în fiecare săptămână s-ar putea să-l rupe efectiv. Și că sunt niște lucruri pe care nu ai cum să le schimbi, astea cu care te-ai născut. În schimb, ce poți să faci este să hidratezi și să îngrijești părul, este fix ca tenul. Nu înseamnă că gata, am născut cu părul rar, îl las așa, nici nu mă mai spăl. Nu, spală-l, coafează-l, asta e și ideea. Ceea ce facem prin metodele astea de înfrumusețare, face să dea totuși părului un aspect îngrijit. Pentru că ce pot să vă spun din toată experiența mea, un păr îngrijit se vede, un păr
Un păr, atenție, un păr mai neestetic de la natură, dar bine îngrijit, se vede. Pe când un păr frumos de la natură, dar așa, iar se vede. Adică nu poți nici să te pui pe o ureche și să spui: mame, m-am născut cu un păr creț și des de la natură, bag și eu un șampon din când în când și ardere. Nu. Nu, pentru că partea asta de aici și până aici, ea după ce a ieșit din bulb, trebuie întreținută, trebuie hidratată, trebuie pregătită. Și de asemenea, oricât ai fi de obosită, de chinuită, de nu știu ce, spală-te pe păr. Cred că mai urât decât un ten ridat, un ten pătat, care să zicem că așa, de la n-ai ce să faci, da? Să zicem, abia ai născut și ai rămas cu petele alea de sarcină pe față, sau ai o melasmă, sau asta e, au început riduri și nu știu ce, dar dacă combin și cu un păr nespălat, deci o femeie cu un păr nespălat, e tot ce poate fi mai urât, dacă zic, mai neîngrijit, mai asta. Mai degrabă, că am mai auzit de asta, vai că manicura este cartea de vizită a unei femei, da, dar prima e părul, că te vezi cu ea și te uiți în ochi până te uiți la mâini. Iar la mână o manicură curată, primă. O unghie curată și frumos tăiată și cu cuticula hidratată este tot ce ai nevoie. Părul la fel, să fie spălat, da? Deci asta e o chestie, o femeie cu părul nespălat întotdeauna e și miroase, deși noi câteodată nu ne simțim propriul miros, și miroase, ceilalți percep din jur și arată aiurea. Eu nu cred în șampoanele uscate. Șampoanele uscate sunt o... Eu am încercat și am încercat și din gamele astea premium, adică Batistul este, Doamne ferește, nu trebuie așa ceva, așa. Moroca noi l-am încercat și încă un brand care mi scapă acum, care într-adevăr fac ceva treabă, dar știți cum e șamponul uscat? Băi, se întâmplă, da, ai un moment prost, ai... mă gândesc la cineva care muncește foarte mult, Doamne ferește, îngrijește un bolnav 3 zile și nu ai timp să te speli, că numai aia nu faci, ai băgat șamponul uscat în cap, te-ai dus, ți-ai rezolvat problemele ce ai avut, ai ajuns acasă, te bagi în duș, îl speli acolo cum poți, dar nu îl lăsa nespălat, adică nu lăsa și cu șamponul uscat în păr. Și acestea fiind spuse, cred că eu în curând o să mă duc să mă spăl pe păr ca să-mi încep ziua bine. Și o să vă mai povestesc după aia în acest vlog, o să fie așa un vlog despre păr. Și gata, l-am spălat și după cum vedeți l-am lăsat momentan. Tot ce am făcut este că am trecut cu degetele prin păr puțin, nu l-am pieptănat încă, mă las un pic să se smânte. L-am spălat cu șamponul din gama Strict Recurs de la Marc Anthony, pentru că e o gamă foarte hidratantă și mă ajută să-mi păstrez ondulul natural pe care l-am. A fost șampon, două șamponări, balsam, ca de obicei. Eu întotdeauna îmi piept în părul înainte să mă spăl pe păr, pentru că parcă se șamponează mai ușor și se lucrează mai ușor cu el. Și, na, acum dacă tot sunt aici în fața camerei, vreau să-mi aplic și produsele de îngrijire. Mi-am pulverizat pe față spray-ul de la Sum, dar acum vreau să-mi aplic un ser, o cremă de ochi și o cremă de zi. Te vă arăt și produsele în care o să mă joc acum. Vreau să mai dau o șansă produselor de la Biotherm, ceva, un cosmetic asiatic, tot de pe glorious.ro, de la Sulvasu pentru ochi, și crema de zi Mara Blue. Pe acestea le-am luat acum din sertar. Prima dată totuși prefer să mă dau cu crema de ochi. Acolo simt urgența cea mai mare, pentru că oricum pe toată fața în acest moment am pulverizat acel spray facial de la Sum, care are și o grămadă de substanțe de hidratare și regenerare, adică este ca un fel de pre-serum. Ok. Și am spălat tenul cu spuma de curățare de la Imar cu vanilie, care este o experiență. Trebuie să o încercați dacă sunteți fani, vanile și vă plac mirosurile vanilate. Dacă vă puteți imagina o spumă de curățare a tenului cu aromă și cu extract de vanilie, asta ar fi. Serul de la Biotherm, din care mai am un pic, nu știu, ăsta ori l-am primit de la Marion, nu are o dat vreodată. Pentru că cei de la Marion sunt foarte generoși când e vorba de mostre, cei de la Sephora nu, cei de la Douglas nu,
în continuare, adică am văzut mai făcând comenzi sau cumpărând în ultima vreme chestii din ambele locuri. Bineînțeles, nu cumpăr toată ziua, dar am avut două, trei cumpărături care să mă lămurească. Ok. Asta este un ser proaspăt, îi zic acolo cei de la Biotem că folosesc tot felul de extracte marine. Și acum o să aplic și crema de zi, cam și SPF 30. Așa se fac. Eu de obicei, dacă tenul este bine pregătit înainte, cum e acum și cu preserum și cu ser, nu prea mai am nevoie de două pompițe de cremă, dar mi se poate întâmpla. M-am dat acum și depinde de zi, dacă sunt într-o zi în care tenul e un pic mai supărat, mai solicitat. Cum e posibil să fie astăzi, dacă vă puteți imagina, sunt. Deci, eu spun dacă vă puteți imagina, sunt la a doua zi de menstruație, când de obicei mai mi-apare câte o prostie pe față, dar am experimentat zilele astea o rutină interesantă, așa. Am folosit crema parcă Triple Hyal 23 de la Imar, care calmează pornirile de să iasă monștri pe față. Și văd că a funcționat foarte bine pentru că mie deja cu 2-3 zile înainte să mi-apară menstruația, am niște aceleași locuri. Sunt aceleași locuri pe față de acum 20 de ani. Am pe aici niște mșa, am pe aici și am pe aici niște locuri unde mi ies coșuri. Ei, ăsta, de exemplu, de aici, l-am și văzut cum s-a înroșit acolo. A venit cu crema respectivă și vreau să vă spun că deja nu următoarea zi, dar cealaltă zi, pentru că am aplicat în fiecare seară, s-a uscat de tot, astfel încât efectiv când am dat cu mâna s-a exfoliat de acolo. Da. Bun. După cum vedeți, dau un pic foarte țin din crema aceasta și pe mâini, special în zona aceasta, normal, unde unde ajunge soarele. Da. Și acum urmează și acolo l-avem pe Max, care se alintă de nu mai poate în această dimineață. Acum să ne ocupăm un pic și de păr. Apropo, să știți că, uite, și Max are șampoanele lui. Îi mai împrumut eu din balsamurile mele și din uleiurile de păr ca să-l putem pieptăna cum trebuie. Ce o să fac? O să aplic un pic de ser de păr de la Yves Rocher, ca să mă asigur eu că i-am acolo hidratare suficientă. Părul meu e ca și tenul meu, mănâncă foarte multe produse de hidratare. Și cum am să fac? Am să vin așa un pic pe lungimi. Eu nu am o problemă nici dacă mă dau de la rădăcină și până. Adică părul meu nu se îngrașă de la balsamuri și așa mai departe. N-am problema asta. Am aici un șervețel să mă șterg de surplus. Și doar așa dau foarte ușor. Un pic ca să. Că nu mă apuc acum de făcut sport extrem cu pieptul prin cap, dar așa un pic ca să-i separ zonele, să spun. Și de obicei eu toate manevrele astea le fac în baie, pentru că na, mai cade păr și asta nu-mi place să-mi fac prin casă. Dar acum na, ca să fiu aici în fața camerei. Și acum o să vin și cu ăsta foarte puțin. Este o loțiune pentru a defini buclele, care este și Humidity Shield, protector de umezeală. Și să pun foarte puțin doar în plouăbița, pentru că o să vin mai încolo când el se va usca. Tot așa. Îl aplic pe mai mult pe lungimi. Dar asta nu mă împiedică să vin un pic și pe aici. Na. Și cam asta. Și acum lasă să se usuce natural. Și acum urmează coafarea. Am să folosesc puțin ulei de păr de la Maria Nilo. Nu este neapărat preferatul meu, dar l-am tot folosit în perioada asta și vreau să văd ce face. Îl prefer totuși pe cel de la Vela. Cred că știți clasicul ser semi-uleios de la Vela. Și o să mă ajut de o panglicuță ca să-l rulez. M-ați mai văzut și cu panglica de la bentița de la Marablu, dar astăzi am zis hai să mai iau și altă bentiță, că nu doar pe asta, hai să mai văd și pe cealaltă. Am să pun două pompițe.
Vă spuneam că acesta nu este neapărat preferatul meu, pentru că mi se pare că e totuși prea gras, nu știu. Dar, în fine, am zis să-i mai dau o șansă, normal, doar pe lungimi. Dar miroase are un miros frumos, așa, de citrice. E un mix de... E un mix de uleiuri. Dau și pe la firele astea mai de pe aici, de la început. El nu este perfect uscat. S-a uscat natural. Vedeți, el are deja de la forma lui un ondul, dar un ondul pe aici mai ondulat. Uite, pe aici mai ondulat, pe aici mai neondulat. Cum a reușit săracul să se mențină de-a lungul anilor. Asta am să pun prima dată un pic așa. Și acum o să-l împart oarecum eu așa în două și o să iau șuviță cu șuviță pe care am să o dau frumos peste bentiță, șuviță peste bentiță. Asta ajută foarte bine un ulei de păr, un ser uleios, pentru că în momentul când faci toate manevra asta, să nu rup firele de păr și să-ți alunece frumos. Dacă o să faceți cu părul complet uscat și netratat, o să vedeți, se înnoadă, se rupe și o să ziceți ce metodă e asta, că nu-i bună de nimic, mai rău îmi rup părul. Deci, multă grijă. Și facem așa până rulăm absolut în fiecare șuviță. Da? Așa arată, puteți acum să-l mai ridicați, să-l mai aranjați. Cât este acum? Ceasul este 10:30. Eu vă recomand să stați măcar 2 ore cu el, dacă este așa mai degrabă spre uscat. Eu încă mai simt părți care nu s-au uscat bine și atunci e posibil să-l las un pic mai mult. Și gata, acum hai să vedem. S-a făcut ora 12 chiar și 7 minute. N-am stat eu chiar 2 ore și mai mult așa. Hai să vedem cum s-a păstrat părul. Facem un pic așa. Și apoi eu iau fiecare, trag așa de fiecare șuviță ca să iasă în mod neagresiv. Cât pot eu de neagresiv. Oricum, orice manevră de asta faceți părului, e o mică corvoadă acolo pentru firul de păr, dar oricum firul de păr, după ce a ieșit din bulb, ăla e, știind că nu prea mai e ce să-i mai faci mare minune, cât da, îl speli, îl mai dai cu un balsam ca să nu se să fie extrem de uscat și casant. Pentru că de asta de multe ori firele de păr se rup, nu cad. Pentru că devin foarte, foarte uscate și se rup, efectiv. Rădăcina rămâne, adică dacă doar ți se rup firele de păr, înseamnă că ai de lucrat pe partea asta, știi? Că pe partea... înseamnă că tu ai rădăcini, ești ok, așa, mă, că el după aia se usucă foarte tare din diverse motive. Pe de altă parte... Și din start poți să ai un fir de păr mai uscat decât în mod normal. Bun, și așa a ieșit. Îl mai simt umed pe aici, pe acolo. Bun. Și el de acum o să se mai lase. El așa super crețe acum, dar o să-l vedeți dacă vă mai arăt imagini peste vreo oră. E... Na. O să mai dau un pic de cremă, de asta de coafat. Câte puțin, așa, câte o bobiță mică, pe care o mai dau pe aici, pe acolo. Așa, doar ca să se definească ele bine și să și rămână cât mai stabile. Asta e un produs care ferește părul și de efectele umidității excesive, care antifrizul ăla, să zic așa. Dar cam asta e forma lui. Uite că au mai trecut niște, să zicem, niște jumătăți de oră, nu-mi dau seama de când am arătat un pic clipul dinainte cu părul proaspăt ieșit. Îmi place că de acum deja s-a uscat, s-a stabilizat. Ce e foarte mișto de la crema aceasta este că se separă foarte frumos buclele și în felul ăsta se creează un volum așa suplimentar. Ce mai vreau eu să vă anunț de către Marc Anthony, care este și un mic sponsor al acestui clip, este că
E un brand pe care voi îl găsiți în Drogerie Mart și în Douglas și a pornit ca brand de la experiența a câtorva generații de hairstyliști. Ei în familie au adunat toată informația și s-au gândit, băi, hai să le dăm femeilor niște produse profesionale, dar vesele și ca ambalaj și ușor de folosit acasă, cu rezultate rapide, astfel încât să se poate bucura oricine de un păr frumos, fără neapărat să meargă la salon. Produsele Marc Anthony, așa cum v-am zis, pe Douglas o să le găsiți în câteva magazine selecționate și online, iar în Drogerie Mart doar online, dar știți că acum DM-ul are și magazinul online și vă puteți lua o grămadă de chestii de acolo. Da, astea sunt produsele pe care eu le-am primit din partea lor acum mai mult de o lună și v-am promis că o să revin cu păreri despre ele și să vă spun așa, șamponul mi se pare de-a departe foarte hidratant, comparabil cu produse mult mai, să zic, mai avansate sau mai scumpe, pentru că sunt produse la vreo 30 și ceva de lei, fiecare chestiuță de aici e în jur de, nu știu, 30 și ceva de lei. Adică nu sunt niște produse extraordinar de scumpe și ai și cantitate mare, deci la șampon 380 de ml, conditioner, balsam 380 de ml și ăsta are 245 de ml, adică sunt și produse în format mare. Mă mai uitam eu pe aici, să nu uit vreun detaliu. Sunt și produse fără sulfați, fără ftalați, au în fine o grămadă de lucruri. Nu știu dacă voi vedeți, eu văd așa uitându-mă în lumină. În vreo lună am folosit din șampon cam până pe la pe aici și din balsam cam până pe aici. Din ăsta nu prea se vede că e mai opac. Cert este că na, eu în perioada asta am mai încercat, de exemplu, folosesc cam o dată pe săptămână marca de la Kön So Pure, pe care o folosesc, vedeți aici, au probabil un pic de movaliu, o folosesc pentru revitalizarea culorii, să mă fac mai gri, mai argintii, așa. Și atunci am mai alternat. După aia au mai fost zile în care m-am spălat cu un șampon de la Yves Rocher, adică nu am folosit în permanență. Dar cam într-o lună și un pic, așa a durat, am ajuns deja cu jumătate de șampon. Balsam sunt nu chiar la jumătate, cam, așa cam pe aici, pentru că am mai folosit și alte produse pentru hidratarea părului. Hai să facem și încheierea acestui clip, adică să fac încheierea acestui clip cu niște concluzii, cu niște lucruri. Este foarte bine ca în rutina de îngrijire a părului să avem mereu produse de calitate. Asta este o chestie indiferent de părul pe care îl avem. Că ne-am născut cu un păr mai des, că ne-am născut cu părul creț, lins, mai cu volum, mai fără volum, cel mai bine este să alegem produse de calitate. Ce înseamnă produse de calitate? Nu înseamnă neapărat cele mai scumpe produse de pe piață. Nu înseamnă de asemenea nici cele mai trâmbițate produse pe care le vedeți pe toate reclamele și așa mai departe. Nu vă ghidați după cum arată fetele din acele reclame, pentru că fetele din acele reclame au părul frumos, oricum ar fi, și în multe reclame, practic, părul lor este pregătit înainte, multora le se mai pun și extensii, astfel încât că o să fac tot felul de artificii la coafat, astfel ca efectul să fie mult mai amplificat decât ne-am dori noi. De asemenea, orice tratament termic veți face asupra firului de păr, îl va afecta pe el, aici. Dacă tu ai venit cu toată ziua, vii cu asta, cum se cheamă, cu placa, bucata asta la un moment dat, știi, o să se deshidrateze mai repede, o să fie mai casantă și o să distrugă. Nu are treabă cu rădăcina. Poți să te tunzi dacă ți-ai distrus părul prin tot felul de proceduri termice, rădăcina e tot acolo, părul merge înainte, ca să spun așa. Într-adevăr, se poate întâmpla această patologie a scalpului, să pierzi chiar și folicul la un moment dat, dar aici vorbim de patologii, vorbim deja de probleme, de probleme de sănătate, care pot fi cauze hormonale, cauze medicamentoase, șocuri emoționale sau probleme fizice majore pe care să le fie avut de-a lungul vieții, acelea într-adevăr pot afecta felul în care îți ți se dezvoltă părul. După asta, partea de alimentație. Nu mai renunțați la grăsimile de bună calitate. Aud mereu, mamă, sunt la cură de slăbire, renunț la grăsimi, nu mai îmi pun nici măcar ulei de măsline în salată. Nu, este o inepție, dacă să mă întrebați pe mine, și toți nutriționiștii vă pot confirma asta, că renunțarea la grăsimile sănătoase
o să vă afecteze pe lângă o grămadă de alte lucruri, vă afectează sănătatea părului, a pielii și a unghiilor, practic ceea ce ne învelește. Așadar, nu renunțați la nuci, evident, crude, nu coapte, adică fructe uscate de acest gen, uleiuri, precum ar fi uleiul de măsline de bună calitate pe care trebuie să-l folosiți în salate și în diverse alte lucruri, avocado, mai știu eu ce alte chestii pe care sigur le găsiți în surse mult mai de încredere decât aici pe canalul meu de YouTube. Partea cu suplimentele alimentare este com si com sa. Suplimentele alimentare își fac treaba dacă sunt luate atunci când trebuie, pe perioadă limitată și dacă formulele lor sunt destul de ușor absorbite de corp. Pentru că dacă iei niște niște suplimente că ai auzit la farmacie sau ai auzit tot așa prin reclame că sunt ok, dar nu prea te-ai interesat despre formulele lor și n-ai prea multe informații despre, dar iei în fiecare zi și uiți de când tot iei, nu o să faci decât să produci o urină foarte scumpă. În schimb, că va fi încărcată cu toate elementele din suplimente, însă nu se va absorbi. La fel, degeaba iei suplimente peste suplimente dacă părul tău, prin natura lui, nu este un păr foarte des. Exact ceea ce am spus mai înainte. Dacă tu te-ai născut cu puțin folicul comparativ cu persoanele care au părul des, nu ai cum să ajungi ca ele, da? Doar luând pastile. Luând pastile, cel mult, odată, adevăr, o să asiguri părului pe care îl ai deja, foliculilor pe care îl ai deja, mai multă hrănire, dacă evident formula este cu o biodisponibilitate interesantă pentru corpul tău. Deci asta cu suplimentele nu-ți pune mari vise. Toate aceste tratamente minune, că am auzit tot felul de poțiuni, de loțiuni, de nu știu ce, ele la fel acționează pe foliculii piloși deja existenți și într-adevăr tonifică. Dacă ai acolo un folicul de păr mai adormit, îl mai trezește un pic, poate accelera un pic creșterea părului, dar nu te aștepta la lucruri spectaculoase doar cumpărând un ulei de 15 lei de la plafar și masându-l în păr. Nu este, să zicem, soluția care îți va aduce rezultate așa vizibile. Poate să ai tu o senzație așa de bine, dacă asta îți face bine, ok, do it. Dar nu, eu nu cred nici în faimosul ulei de ricin, nici în combinațiile cu rozmarin și mai nu știu ce. Ele fac ceva, e adevărat, îmbunătățesc acolo ceea ce ai deja, dar nu se poate pe o zonă pe care folicurii au murit sau tu, de exemplu, ai început deja să ai probleme hormonale care îți afectează firul de păr, o să te dai cu extract de nu știu ce floricele și o să-ți crească părul. Nu, niciun caz. Tunsul părului sau lăsatul părului să crească nu au nicio influență asupra sănătății, să zicem, folicului. Nu e, adică, mai exact, ca să mă exprim, mai aud pe unii spunând, mă tund ca să mi se îndesească părul. Nu o să ți îndesească părul dacă te tunzi, atât doar că, într-adevăr, scapi. Da? Scapi de partea aceasta care, uite, a tot fost coafată, a tot fost chinuită, o îndepărtezi și acum rămâi, să zicem, cu părul mai nou. Asta e tot. Și, într-adevăr, poate să-ți dea o senzație că părul e mai des, pentru că practic are mai mult volum, că el fiind mai scurt, poate stă un pic mai cocoțat, așa, știi? Dar în niciun caz, prin faptul, o persoană care se tunde mai des nu înseamnă că are un păr mai sănătos. Sub nicio formă, că am auzit chestia asta, mai tunde-l și tu ca să se îndesească. Nu, n-are nicio legătură cu chestia asta. Viteza de creștere a părului s-a demonstrat și s-a măsurat până acum. Unui om sănătos îi crește cam între 10 și 12 cm de păr pe an, cu mici variații. Pe măsură ce avansăm în vârstă, e posibil să ne scadă această viteză de creștere a părului. Însă cam asta e, undeva la un centimetru la 30 de zile părul crește, ceea ce, în fine, este ok. Când aud pe multe doamne de-astea din diverse zone ale online-ului, cum spun, îmi cresc părul cu nu știu ce. Nu, nu-ți crești părul, nu-l crești tu, el crește de la natură, că așa este ADN-ul uman. Are acolo o genă care
este responsabilă de creșterea părului și e treaba ei. Nu ești tu atât de inteligentă, n-ai niciun merit că-ți crește părul. Tuturor oamenilor, într-adevăr, tuturor mamiferelor cu păr ne crește părul, știi? Și nu avem vreo doză de inteligență crescută. Deci nu, dacă ești mai deștept, îți crește părul mai repede sau nu. Singura chestie e că, într-adevăr, în momentul în care te-ai hotărât să-ți lași părul lung, trebuie să te preocupi foarte mult și de starea lui în partea în care tot crește, adică să-l tot hidratezi, să folosești șampoane hidratante și chestii hidratante. Asta poți să faci, să-l hidratezi și apoi să sigilezi firul de păr cu diverse creme fără clătire care să protejeze părul în timp. Altceva, poveștile alea pe care le vedeți prin reclame cu proteina X, raze X, care pătrunde prin fibra capilară și renaște firul de păr, sunt niște povești frumoase, nu există așa ceva. Asta ca să ne lămurim. De-a lungul vieții, între aceste șampoane de supermarket, să le spun, și șampoanele profesionale sau din zona mai de mixt, adică ăsta este un șampon combinație drugstore profesional, adică nu este neapărat 100% profesional, este creat de profesioniști din zona de hairstyling, dar nu este dedicat numai celor care lucrează în saloane, înclin pentru produsele profesionale. Dintre toate mărcile care se găsesc în supermarketuri, de-a lungul anilor, am avut la un moment dat, la început, acum 20 de ani, mai mult de 20 de ani, am avut o relație extraordinară cu gama Elseb de la L'Oréal Paris, care atunci când venea din vest cu producție de acolo, venea cu o calitate care îmi plăcea foarte mult și pe care mulți dintre iubitorii de Elseve am remarcat-o ca fiind scăzută astăzi, de când produsele se fac un pic diferit între Europa de vest și Europa de est. Dar când cumpăram Elseve-ul din Franța, credeți-mă că era cu totul altceva, plus că formulele și tipologia șampoanelor de atunci, mi-aduc aminte cât de groase erau, cât de hidratante, erau mult mai mișto decât sunt astăzi. Ca atare am renunțat de mult la Elseve. Am avut o perioadă când am folosit Gliss, de exemplu, Gliss de la Schwarzkopf, din grupul Henkel. Gliss îmi place în continuare și acum are câteva produse care sunt foarte mișto. Dacă e să mă întorc la grupul L'Oréal, Garnier mi se pare că face niște treburi foarte bune în ultima perioadă cu acele produse, de păr mai țintite spre ingrediente cum ar fi banană, cocos și așa mai departe. Îmi plac produsele de la Kérastase, dar și aici am remarcat de-a lungul timpului o scădere a calității. Nu mai sunt atât de impresionată de Kérastase. Kérastase avea cândva niște produse care chiar făceau diferența. Acum au rămas câteva produse de la ei care îmi plac foarte mult, cum ar fi acele produse Siman Termic sau ce, care asigură o protecție a firului de păr atunci când faci tratament termic. Mai sunt produsele pentru scalpul sensibil. Cam atât. În rest nu pot să spun. Din gama produselor profesionale, cert, îmi plac la nebunie produsele de la Kion. Din gama produselor acestea de, să zicem, de drugstore, dar din zona premium, clar, o să rămân fană Marc Anthony și pe viitor am zis că după ce le termin pe acestea vreau să-mi cumpăr alte produse din alte game tot de la Marc Anthony. Iar dacă ar fi să aleg din gamele mai accesibile, mai pentru toată lumea, m-aș duce spre Garnier, într-adevăr, produsele acelea ceva mai accesibile. Evident, Yves Rocher. Yves Rocher o să rămână întotdeauna în rutina mea de îngrijire a feței, a corpului și a părului. Dragilor, acesta a fost, să zicem, hair vlogul meu. Câteva chestii despre păr, despre cum îmi îngrijesc părul și, evident, dacă aveți întrebări, curiozități, tot ce vreți, lucruri pe care poate nu le-am atins în acest clip, lăsați-mi aici în comentarii întrebările voastre.